Frumoasă este viața. Hai sus, somnorosule, că trece viața pe lângă tine, ha? Ce viteză are. Te ia mândă, doamnă. Mă, Chiorete, scoală. Are viteză destul de mare cât să te lase în urmă, dacă nu ești pe fază, să știi. Hai. Ce fază are? E aia lungă sau aia scurtă? Chiorete, trezește-te. Mamă, doamnă, gata. Auzi, poți să fii și tu puțin atent la mine? Da. Uite, mă gândeam să facem și noi ceva în timpul liber. De când aștept. Dacă o poponez de față, mămica. Mă, că nu la asta mă refer, Mișai. Nu, să facem ceva, ceva ce ne place, ceva ce ne dorim de mult să facem. Adică să ieșim din monotonia asta, că altceva nu mai știm mai afară de muncă și casă. Câtă dreptate, mămica. Știu. Toată viața mi-am dorit să mă dau cu motorul, mămica. Să mă dau pe îngos până la anul de... Pă-mi porumb, pă-mi miriște, să alerge în spatele meu, uite așa, să fârfâie șpicele de grâu și pletele, ca lui Minculescu. Ce motor, mă, Chiorete, mă, că tu habar n-ai nici măcar să mergi pe bicicletă, da? Și nici plete n-ai. Nu mă refeream la cu totul altceva, da? Mă refeream să facem ceva ce ne place la amândoi. Ne place la amândoi. Tu nu ești pătrunsă de poezia satului românesc, Șopico. Tu juri că ești născută și crescută în buricul orașului urban, Acilea. Băi, zgârcito! Nu ți-am zis să-mi pui un pahar plin cu apă? Păi acum 5 minute era plin, bre! Acum 5 minute, a trecut! Gata, fetelor, mă duc la club, mami? Ia-l-am! Ia! La club! Pa, mami, pa, tanti! Pa, distracție plăcută, mamă! La club, ce vremuri! Ce-aș mai degeți eu acum? Ui! Păi n-ai fost brea cu două zile, de ce te dor picioarele? Băi da, ia, chiar așa, așează mai cu patoci! Opre, opre! Că mă doare! Câtă viață mai ai în tine, că te-ai babalicit de tot! Ajungi mai bătârnă decât mine, făi, de? Ce să-și fac? Mi-ai mâncat zilele, da? Dacă te-a mâncat un fuit să-l părăsești pe Hasan, să-l lași să plece, te-ai condamnat la viață, să ai grijă de mine câte zile o ai avea. Câte zile o ai avea eu, făi, să-ți duci o babă bătrână. Făi, m-ai făcut babă căte? Că mai era ceva, făi. Lasă așa, vrei. Așa. Auzi, ce? Ia lasă masajul, că nu ești în stare de liga și treci și spală-mă la fund. Că m-am opărit de tot. Hai! Ia, fă-i, gata, mâine ne căsătorim, Hasan. Bine, ne căsătorim. Adică, de ce să ne grăbim? Aoleu, doamne, am avut un vis îngrozitor. Se făcea că baba era și mai bătrână decât e. Avea vreo 150 de ani și eu îngrijeam și schimbam scutecele și spălam la fund. Și mi-a zis cu gura aia așa, pe o parte, așa trebuia dacă l-ai lăsat pe Hasanel să plece. Nu te mai gândi la Dandy Forța. A fost doar un vis urât, sunt niște prostii astea. Ce prostii, iubire, că se făcea că tu plecasei la tine în țară și pe drum te-ai necat în Tâmbovița. Mamă, fată, ce șatenucios ai tu în păr! Și cu reflexe aurii e de la vopsea, nu? Da, șatenul e de la vopsea. Dar reflexele aurii, cred că le-am de când m-am născut. Normal, că doar ești polițist. Sofie, știi ceva? Eu trebuie să caut dosarele cu amenzi de anul trecut. Ține-mă tu, te rog, ca să nu mă vărs pe aici. Stai așa. Trebuie să le caut pe aici, pe sus. Acum, stai că vin. Stai că vin. Așa. Mă mic, mă mai țin așa. Așa, ține-mă bine. Tu ține-te. Ai grijă să nu cădem. Să nu cădeți. Păi, numai bine mă ajută tata amândouă. Sau eu. Mă ține? Stai, mă, că eu sunt mai aproape, măi! Gata! Te-am prins! Mai jos, nu ține!
să vă apucați să săpați pământul, ca să-l pregătiți pentru noile culturi. Atunci când mă face rost de bani să cumpărăm semințe. Hai că și așa, stat degeaba de pomană până acum. Noi, bămană, nu vrem dan de forța. Noi muncim și câștigăm bani. Ce bani? De unde să vă dau bani? Păi dacă n-am legume, eu când cașări. Dar lasă-mă! O să vă dau eu bani. O să vă dau dublu atunci când o intra cu afacerea pe profit. Da, asta nu se poate, Dandi. Noi lucrăm cu blada pe loc. Așa e ce și religiu. Și profit e interzis. Ba, vă, sunteți turci, chiar nu înțelegeți? Noi turci? Nu era brei, uită. A, că mă apucă și pumile. Afară, 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 că dacă nu mă înțeleg cu voi, s-ar putea să bazuiesc. Afară! Gratile voastre, afirmat! Doamne, încăpățânați capteri că ăștia n-am avut. Așa ne! Mișcă imediat încoace și bagă-le mințile în tărtăcuțurile seci la răb. Băi, tăi, că nu vor să muncească pământurile, domnule, căci că nu-i lasă religiu să muncească fără bani. Și de unde, Doamne, iartă-mă să le dau bani dacă n-am relansat afacerea? Bre, Dandy, dar eu nu bud. Ba, poți! Că orice snopesc în bătaie, orice arunc pe toți pe Pluta și le dau drumul pe Marea Neagră. Bine, Dandy, bine. Au! Ce faci, mă? Ce faci? Unde te duci? Adică nu e nepregătit pentru nuntă mâine și tu pleci să-i sufli în fundul oașca? Mă, iubire. Nici o iubire treci. Mă, iubire, situația e gravă. Avem treabă. Nu avem treabă, avem brogent din afacere, nu? Băi, dacă băieții nu muncesc pământul cum trebuie, nema brogent, nema afacere. Hai că mă întorc repede, promit. Îți dai acolo că te prind la fel. Păi și eu ce fac? Încearcă și tu singură, vezi cum poți. Mie se mai mereu. Sau norilă. Alo, Julie? E gata schița rochiei? Da, fată, rămâne cu corset metalic și fâșii de metal de la talie în jos. Dar combinate cu tiul normal. Avangardist, cum am vorbit. Da, 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 și pe cap pălărie cu găină, cu mare Iulie Albu. Da, fată, da, bine, te pup, papa. Să rămână, mamă, soacră. Te-am sunat să zic că am comandat rochea de mireasă. Da, tradițional din Maramureș, cu ie, jupoane, fuste de alea unele peste altele. Da, se fac și opincile, le vreau la Mihai Albu. Mă descurc, sărmâna, sărmâna. Ești o mică mincinoasă, dar ce zic eu mică, că ești dita mai. Îi zici numai mica că faci ca ea, adică nuntă tradițională, când tu de fapt umbli cu găina vopsită. E, lasă că te dau eu în gât ce adio nuntă. Milicior. Da? Oh, iubițel nebunatic, știam eu că mă iubești. Da, și eu știam. Ce-ai, fată, te plictisești? Da, în general, da. Nu știu, fată, vreau să-mi găsesc un hobby împreună cu Chiorete. Ceva așa, ceva mișto. Uite, o activitate care să ne împlinească sau, nu știu. Amorul nu mai e bun? Fiecare cu ce-l doare, poponețule. Eu mă gândeam la ceva mai creativ. Păi da, normal. De ce nu încercați sportul? Cum ar fi mersul pe bicicletă? Am mai încercat, fată, și nu merge, că Luchiorete intră în fund. Bunica! Șaua, dragă, șaua! Și după aia se vaită de mă doare capul. Păi și ce vrei să fac? Dacă mă jenează, mă jenează! Dar de ce nu încercați, mă, să jucați șac ca să nu-ți mai intre în fund? A? E o tablă, șac, cu niște pătrățele, una neagră, una alb, chiar și tu poți. Dracu să fii cu botul ăla, cu ochii de iezări, cu veninul ăla, cu ura de e în tine. Ești plin cu orică de venin. Ai grijă să nu te muști de limbă. O să mor otrăvit scârba ce ești. Bă, dracu, cu botul ăla tău, cu bot. Gasparove! Ce-a făcut? Gasparove! Gaspar? Ce e, mă? E un șachist rus. Ce vrei să fii, Bobby Fischer? Alo! Găștele, mai muncim și noi în secția asta? Plecă, te-au zis că... Over the rainbow, we up high. Fată, dar tu ai o voce de înger. Ar trebui să cânti într-o trupă ceva. Chiorete! Chiorete, ne facem trupă! Ce vorbești, mămica, te... Nici într-un caz. Păi, trupă își face mai... Copchia de 13-14 ani, care are caș la gură, da? Mai mă, Chiorete, lasă-l naibii de caș! Că de asta mănânc eu așa de mult, că numai de mâncare vorbești! Facem duet, așa, ca Pink, ca Rihanna, ca Selena Gomez.
ca Mirabela cu Marea Mistor. Fotoliu, dumătaie, și o carte ce-ai lăsat-o pe nopteră. Chiorete, nu mai fi așa pe vechi, da? Trupă vechi? Nu, ne trebuie o trupă modernă. O trupă cu impact la tineri, așa plină de energie. Păi da, că doar voi o să fiți o trupă de polițiști. Mă, să vezi că nu ține era proastă. Eram eu rea. Știu. Trupa noastră se va numi Polis cu S. Sigur că da, Căpșunico. Trupă de fice, de figuri, de pițipoancă. Dar Polis asta cum se scrie? Cu S mare sau S mic? Cu S de la Sictir, Chiorete, dacă nu e în serios treaba asta, da? Ia. Hai, Hansene, hai, găină, curaj! Măi, băieți, măi prietenii mei, ce s-a întâmplat, măi, cu voi, de nu mai vreți voi să mugiți deloc? Ești domnul Danti, clar! Te-ai adus aici ca să ne convingi! Vă dăm zbor! Nu, Danti, cu Gigi, nu ca vorbeam! Nu vrei să iei madale la o plimbare așa? Hai, hai, Danti! Hai, bre, hai! Ia. Și te descurci? Da, gum, ia uite, deja a plecat, hai, prinde din urmă! Măi, măi băieți, măi, eu nu sunt domn cu nimeni, măi. Adică nu sunt domnul la nimănui. Ei, nu? Umblă vorba că vrei să te însori cu șefuța Emuța și să ne pui să muncim fără bani. Vrei să faci avere pe spatele nostru, nu? Măi, stați-mă așa că eu nu mă însor. Mă băieți, noi suntem în aceeași găledă, gen, nu înțelegeți voi. Deci, băi, fiți atenți aici. Noi trebuie să mai muncim câteodată și fără bani. Facem excepții din astea, că vorba aia, dacă nu legume, nu bani. Dacă nu muncă, nu legume. Ce preferați, să plecăm la noi în țară să murim de vreo bombă sau de foame, mă? Bine, zăpăm, dar găzeam și tu cu noi. Nu-ți dai și vrei menta cu toți gheurii la București. Nu zap eu, măi, cum să nu zap, zap acum. Hai, măi, zap! Hai, mă, găzap. Hai! Băi, hai să mergem. Hai, bună. Uite, eu am plecat, haide. Mamica! Niște vești pentru tine? Da? Sper că de data asta sunt bune, că de-alea proastă m-a săturat până peste cap. Depinde de matale. De exemplu, ce părere ai că viitoarea ta noră minte de stinge apele, a? Ți se pare veste bună sau rea? Cum adică minte? Cu ce minte? Bă, săruta asta nu știe că eu urăsc mincinoșii și că-i miros de la o poștă? Păi da, să zicem că ție-ți spune că o să-și comande o rochie de mireasă, da, maramă, cu fuste, cu fote, când ea de fapt și-a comandat la designer o rochie cu metale și încă vrea să-și pună o pălărie cu găina, ca Iulie Albu. Ești sigur? Da, mămică, am auzit-o eu cu urechile mele când vorbea cu designerița. Ah, și în plus de asta vrea să-și comande și jocuri de artificii ca să facă show. Eu ăsta la ea, păi poți să-mi dea foc la casă cu ele, nebuna? Ce, nu știe că eu am rămas sensibilă de la incendiu? Da, mămică, știu, poate să-ți dea foc și la păr. E foarte periculos. Și să știi că e foarte periculos să ne rodim cu una ca ea. Nu știi la ce te poți aștepta. Lasă, că rezolv eu problema. Ia auzi la ea. Ia! Antia nuntă, s-a terminat! Cocu e din nou liber! Liber! Corbori în tine decât ai la mine. Da. E clar, e depresia de dinainte anunții. Da. Freedom! Freedom! E Emma, nu ne-am mai auzit de 100 de ani. Alo, ce faci, fată? Ce? Pe bune te măriți? Mâine civil? Da, normal că venim, da? Luăm și pe Popo. Nu pot să cred. Ai nevoie de trupă care să-ți cânte la ieșire. Păi, fii atentă, eu și cu chiorețele al meu tocmai ne-am făcut trupă. Se cheamă Polis cu S și putem să venim noi să-ți cântăm. Da, o să fim prima noastră clientă. Hai, venim, da, te pup, fată, pa. Yes! Băi, șofico, că tu ești puțin copletra la cap? Nu! Cum, dragi Damia, să cântăm noi mâine, bă? Păi noi n-avem niciun repertor, n-avem nimic al micuța, ne facem de râs. Trupa voastră se numește Polis, adică ca oraș în limba greacă. Dacă da, să știi că mi se pare un nume foarte inspirat, e ca și cum ai spune în română, urban. Nu, Chioretă, dar nu ne trebuie niciun repertoriu. Nu, ne trebuie o melodie simplă, frumoasă, vioaie, așa, fresh. Ce fresh, nimică, ca cine nu-i vorba despre salată, da? Uite una așa, de exemplu. Le, 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 le,
metafizică. Vocea asta poate vindeca suflete. Aș putea sta o viață întreagă să ascult vocea asta. Ce-a făcut? Te găsește, draci și carnat. Bă, vezi că mi-e simpatic. Dacă îmi ți-ai dat cu metafizica peste ori, cum ai poți să duci? Că șofica mea e pe vecia mea. Da, fată. Și uite, aici este ușa de la pivnița lui Iubini, așa că e tare. Și are și clanță de-asta din metal. Noi nu avem... trebuie să închid, trebuie să închid. Deci așa, fă-i norbeu. Una vorbim și alta ne înțelegem, a? Cum adică, mamă, soacră? Cum adică, știi ce? Nu încerca cu mine că eu miros mincinos și de la o puștă. Și pe tine te-am adulmecat. Duhnești, făi! Nu se poate așa ceva. Nu, că eu fac duș de 4 ori pe zi, ca să fiu proaspătă pentru gogoșica al meu. Fai! Una e să fii proastă și să știi că nu mă deranjează, dar să faci pe proasta cu mine, asta înseamnă să mă jignești pe față. Și în momentul ăsta știu care e varianta corectă, dar să știi că n-am timp de pierdut cu tine. Așa că o să-mi răspunzi clar și răspicat la întrebarea asta. De ce mă miești, fai, că ți-ai comandat rochie tradițională de mireasă? Că tu, de fapt, ai dus pe la cine știi ce designer suciți? Și ți-ai comandat rochie cu inserții metalice și cu găină în cap. Asta era. Păi, tanti, voiam să stau cu o surpriză. O să avem o nuntă fusion. O să avem o ce? O combinație între nunta tradițională și cea modernă. Uite, spre exemplu, găina aia pe care am comandat-o o să por mai întâi la pălărie și apoi facem dansul găinii cu ea. Aaaa, vreți să facem dansul găinii? Și cum zici că se numește stilul ăsta de nuntă? Bujon, bujie, cum e? Că n-am auzit. Nu, bre, fusion. Că mi se cură limba-n plimbă, vei. Bine, ok, ok. Dacă zici că cu dansul găinii care îmi place mie, mi-ar pe mâna ta. Da, să te iei dreapă. Doamne, să mă dezamăgești că știi cum te altoiești de față cu nuta și cât timp mi-ești tu, dar nu are. Cu tot cu Fujo ăsta al tău. Ăsta, Fujo, e japonez? Sper că nu ai program mâine. Așa, așa, mai răzucești și tu cuțitul în rană, bravo! Cred că nu am venit să omor pe nimeni. Doar să sperii, da. Nu am venit să spun că... Mă mărit! Te insiști, deci. Ce mai poți să te bucuri un pic pentru mine? Că... M-am bucurat. Mersi, ești drăguță. Fii atentă, mâine fac unia civilă cu Hasan la primărie. O să vină Chio și Sofie să cânte pentru că și-a făcut trupa. Și pe tine te vreau ca martor. Vii, da? Da, bine, vin. Ah, și le iau și pe SS ca martor. Poate ne împăcăm. Așa, vezi, da? Excelent. Da. De mâine, da? Ne vedem. Unde să fiu o rochiță? Du-te, ia-ți, Dorin, du-te, ia-ți, rochiță. Îți mă aduce aminte, doamnă, era târziu și era toamnă. Mamă, bă, mă lași cu prostia asta. Noi mergem acolo la nuntă sau la mormântare? Și o să mă mai distrez? Ai văzut că și Nico, că tu ai nu scuidea să cântă în romanță. O să râză asta de noi. Da, mă, dar în romanța asta de pe vremea când era tanti mea fată. Ai, lasă-mă, încă o doroagă n-a fost fată niciodată și doi la mână pe spate te aude, da? Hai că ne pierdem timpul, Chiorete. M-am gândit un tango așa ceva focos, pasional. Am uite capul meu. Ce faci astă seară tu? Vreau să-mi dai un randevu. Poate mergem într-o cârciumioară. Excepțional, asta cu cârciumioara mă dă pe spate. Vezi că oamenii e să ia cu cununie în soc ce să-mi bete ca animalele. Și vezi că Hasan ăsta e arab de mică. Asta n-are voie să tragă pe grojdeală, că trăznește alat în sus. Bine, mă, bine, uite, alte. Ciobănaș cu 300 de oi. Aha. Când vii și treci cu turma pe la noi. Asta-i, eu cu ei nu știu mai știu ce crispă. Mamă, mamă, sunt toți după. Cântă. Te-ai vedea pe mine. Păi normal, mă, că ești topit după de-asta. Cum auzi de oi, țăranul din tine iese și ei să bulbuchează ochii. I s-a prind de fericire. Auzi, dar credeți voi că pe Hasan ăsta o să-l impresioneze baladele noastre mioritice? Mă, dai țăranicule, cine că te crezi? Păi ce mă, picioare? De ce? Stai, nu vă bateți, pentru că voi doi vă face țăranul! Sunteți prieteni! Hai că vă învăț eu un cântec, o baladă mioritică de sorginte germană.
Alți polițari! Ce? Origine, de origine. Corina! Alți fai polițari pentru că voi sunteți trupa poliți, da? Fiți atenți aici! Alți fai polițari! Vrei fi grenadin! Lieber gute Nacht. Eins, zwei, Polizei. Drei, vier, Glenadin. Fünf, sechs, alte Heck. Sieben, acht, gute Nacht. Eins, zwei, haltet. Ich weiß nicht, was ich sage. Ja, 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 was ist los, was ist das? Ja, 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 was ist los, was ist das? Ja, 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 was ist los, was ist das? Ja, 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 was ist los, was ist das? Ja, 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 was ist los, was ist... Was ist das? Alo, da. A, bună, ce faci? Lucrăm! Lucrăm la un caz. Un caz foarte important. Pare greu cazul ăsta, la cum sufli. Cu ce te pot ajuta? Nu pe mine, pe Emma și pe Hasan, care se căsătoresc mâine. M-au rugat să le fiu martoră și te rog să fii și tu cu mine. Că părem mai serioși, așa. A, fără nicio obligație, doar ca prieteni. Dar de ce nu merg... Sofia și Chiorete. Fiindcă eu o să cânte? Ah, da, o să cânte. Haide-mă, că nu putem așa să fugim tot timpul unul de altul. Se pare că nu. Bine, bine, mergem împreună. Mergem noi? Nu, eu și cu ea. Bine, ia, 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 was ist los, was ist das? Ja, 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 was ist los, was ist das? Ja, 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 was ist los, was ist das? Aici erai? Păi da, că doar e casa mea, nu? Păi da, dar numai că eu te-am căutat la primărie unde aveai program. Mă rog, nu e treaba mea. Mâine ce program ai? La primărie mă refer. Păi nu scria pe ușă? Ba da, dar și astăzi scria pe ușă și tu ești aici. Auzi, dar tu ce treabă ai cu programul meu de la primărie? Eu? Că mâine vreau să mă mărit și am și o nevoie de primar ca orice cetățean. Popoza! Când mă insura eu, tu poți să-ți iei liber, da? Ha, nu, prietene! Păi când te-ai insurat tu cu știm noi cine, o să fac și ore suplimentare ca să fiu sigur că te-ai insurat tot! Tu, așa, prietene, mie ești îmi dorești rău să mă mărit cu proasta proastelor? Exact! Dragă Emma, și pentru prieteni am o ofertă mult mai bună. Uite, o să te căsătoresc aici, la vilă, mă. E decor frumos, familiar, ce să mai... Nu te duc în mucegaiul ăla de la primărie. Așa primar, așa primărie. Eu cred că domn primar aici de față vrea o șpăguță. Da, mă rog, nu mai contează, de două ori se mărit o femeie în viață. Oh, da, stai seama că și... Ce șpagă, dragă, te rău, eu mă bucur pentru fericirea ta. Știu. Ca să fii tu fericită, sănătoasă, să mergem mai departe și după aia e ok așa. Habibi. Nu e Habibi. Alo, da. Păi ce faci, prințule? Așa ne-a fost vorba? Ai, iubi, cum vii acasă? Că mâine ne căsătorim și noi ca toți creștinii. Ca toți oamenii. Hazan, obosit, mort, găsăpat pământurile cu arabii. Dar rămâne Hazan aici și se odihnește la Dandi Vorza. Dă-mi eu pe tanti să-i zic și ei. Nu, că Dandi e la plimbare cu vada. Dar și eu gândeam să dorm aici peste noapte, dar vin eu mâine dimineață să mă găsătoresc la tine la primărie. Nu, la vilă te aștept, nu la primărie. Că acolo ne căsătorește pupăză. Să mai facă și el o șpagă. Chitra, tot chitra. A, și o să-ți aduc și niște hăinuțe de îmbrăcat. Auzi, eu doar obosit, dar tot jef sunt. Vreau hainele mele arăbești. Vine, dragă, vine, haine arăbești, dar măcar să fie curate. Și când vine tanti, spune să mă sune. Deci să vină dimineața la prima oră, că am nevoie să mă ajute. Hai, pa, te pup, te iubesc, ginerică. Și eu te iubesc, dacă mai am guge. Hai, zici după mine, da? Fii atent. Eins, zwei, Polizei, drei, vier, Grenadier. Hai, Chiorete, zi. Eins, zwei. Eins, zwei. Chiorete, dar ce-ai, concentrează-te la ce te gândești. Sincer, mămica? Nu, minte-mă, normal că sincer. Dar nu începe scandalul. Nu, mă, hai zi. La tine și la Nuțica, mămica. Azi, la birou, când o ajutai tu să nu se împrăștie cu craci în sus pe jos, ce funduri, ce poponețuri,
Ce porc ești! Ce m-ai răscolit total, mămică! Stai, mă, Chiorete, că nu putem să facem nimic cu ăsta pe cap! Bagă-mă ăsta, nu vezi că e ca mort un păpușoi? Nu vezi că șforăie? Nu sfără, ca să nu vă deranjez. Zis, ți-am zis? Dracu, când te-a găsit să nu dori. Mă dor, mă, dar nu sfără-i. Dori! I want to break free. I got to break free. I want to break free. Iubirel? Da? Am uitat să zic ceva. Ce? Era trecut mămica ta pe aici și era foarte supărată pe mine. Păi vezi tu, draga mea, mămica mea miroase mincinoșită la o poștă. Îmi pare rău, dar dacă n-ai fost cinstită cu ea, asta este. Din păcate nu ne mai putem căsători, pentru că vezi tu, eu țin foarte tare la mămica și nu vreau să ies din cuvânt. Chiar dacă aș vrea. Dar știi ce? Nu vreau! Nu înțeleg despre ce vorbești. Ba chiar tanti a fost super încântată de nunta mea Fusion și mi-a dat mână liberă să fac cum vreau eu. N-a zis nimic să nu ne căsătorim. Dar știi ce? Te las de fapt gingea. Pămâne, cucumant, haide, fă-i plecă o dată că se fără la fără tine. Haide, haide că merg. Da, da. Alo, mămică! Păi n-ai zis că rezolv cu problema cu nunta? Mă, și ce bună a rezolvat-o? Fata ta e deșteaptă și rafinată, gogoloi, prostelac și răutăcioște ești. Învață să o apreciești. Nu, 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 mă spun, nu, 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 nu. Frate Hasane, ce bine că te-ai întors printre noi! Frații s-au simțit atât de motivați că vor să sape și azi! Așa că până nu le scade entuziasmul, hai cu noi! Bă, gunoi ești tu, da? Cine mai eu? Nu tu, mă! Amândoi! A, așa, da, hai! Păi nu pot, că eu azi trebuie... Azi nu, mai păi, azi! Păi stați-mă că... Hai, hai! Stați-mă că e ăla... Câte ceasul, câte ceasul? Aoleu, uite, ce-a târziu. Nața! Și tu ce mai speriat? Ce faci, pupă, să petreci de la ora asta? Ce te-a apucat, mă? Vrei să te răzbun pe mine, nu? Bine, mă, recunosc la faza asta, chiar ai avut ceva imaginație, ok? Nu se răzbună, mă, pupăză! M-am mărit eu! Da! Ce faci tu, bă? Păi n-ai nicio șansă să te răzbun pe mine, că am trecut de mult peste tine, na? Bă! Stâmpit ești, nu se răzbună, mă, nimeni pe tine, narcisistule! Eu m-am mărit din dragoste cu Hasan și pupăză a insistat să facem cununie aici, că n-are el chef să meargă la primărie și să facă o șpagă. Auzi, auzi, da! Hasan știe că nu-l văd pe aici. Să-l iei cu japca. Auzi, ai nevoie de mine să-ți-l ții să nu fugă de la nuntă? Termină, că am venit noi mai devreme, da? Nu-ți face tu filme. Hai că dacă vă îmbrăcați frumos, poate vă primesc și pe voi la cununia mea. Tot aceea, tot aderești că doar suntem la noi acasă. Hai, dragă, să facem un duș. Tu nesimțit ai rămas! Păi, vrei să ți-l alpești? Nu, 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 nu! Dar măi, că nu e pentru tine, e pentru Emma și Hasan. Da, gogoșarule, știi bancul ăla cu tipul care deschide și la ușă e o moarte mică cu coasa și zice: astăzi am venit pentru hamster, dar data viitoare... Hai mă, iubi, stai, mă, auzi, fata, voi să intrați la sfârșit, să fie surpriză pentru Hasan, da? Da, fata, stai liniștită, mai am să-mi fac părul și ajungem la fix, da? Hai, te pup, pa, pa! Ok! Vrea, Hasan nu răspunde, mai încearcă și matale, te rog! Cum adică nu mă răspunde? Hai, ajungi! Șona! Aha, Șona, nici mie nu răspunde! Auzi, Mirăsico? O fi avut omul vreo revelație și a ales să se înnece Marea Neagră! De unde știi tu de necați?
Vrei să... Hai să-i ter! Vrei să-ți lănechi un veceu? Acu' e și să fii! Bravo, măi băieți, bravo! Foarte bine, felicitări, ați muncit bine azi! Hai, stingem, strângem, ne spălăm, ne rugăm și ne odihnim, haideți! Nu, mai stăm! Păi ce de soară era luat pe de tine? Voia să-l muncești mult de tot! Noi muncim mult, facem tot aici! Formă maximă, nu putem opri la noi acum! Haide! Hai, Azar! Ne jucăm mai pe seară! Păi ce facem, măi, Macă? Nu pot să țin locația atâta închiriată. Adică pot, da, cresc taxele. Locația e casa ta, chitră. Da, da, acum e ca și primăria și nu pot să abuzez de spațiu public. Adică pot, da, cresc taxele și mai mult, mă înțelegi? Stai liniștită, că trebuie să ajungă dintr-o clipă într-alta. Da? Important e din care în care. Să nu fie dintr-una de azi, dintr-una de mâine. Și-o dă-poi mâine. Îl dăm. N-a venit. A, da? Nu. Scuze. Am prins buchetul mireșei. Care dintre voi e norocoșul meu, a? Cineva de acasă, a? Careva dintre voi? Hai că sunt liberă, băiețe. Prins ce mă zunat. Lui. Nu ți se pare că e cam târziu să te faci frumos? Iubirea mea... Ce-ai iubirea mea? Hai, de data asta chiar am o explicație bună. Deci zărăgiile alea de Osama și Habibi m-au pus să sap pământul alături de ei ca să le ridic moralul. Așa că eu am muncit pentru familie. Să le ridic moralul? Habibi! Dar ce vă? Ce-ați făcut, mă? Ce-ați făcut, mă? L-ați pus pe Hasan să sape cu voi și nu l-ați lăsat să vină la București să se însoare? Jevută, Emuța, noi bun la el zăba, dar noi nu știut că... Și brăzunii n-a spus, fătălău. N-a spus? Ce-ai făcut, mă? N-ai spus? N-a spus, brăzunii. Luați, mă, de aici. Luați de aici să nu mai săpați gratis. Și de acum să aveți moralul sus, cu sau fără Hasan. Că dacă nu, îl ridic eu, mă. Moralul, cu tot cu voi, că mă spânzur. Ne-am înțeles? Da, clar. Și cu moralul rămâne valabil? Afară! Iubire? Mi-a găzut moralul. Nici o iubire, tu nu ești iubire cu mine, da? Nu stai eu ca proasta să te aștept. Bă, băieți, am o vorbă cu voi. Am auzit că ați reușit să opriți nunta dintre Hasan și Emma. Cât vă dau să mai opriți încă una? Oulu, alac ferește. Păi șefa Emma a zis că spânzura la lui dacă ne mai băgăm. Da, nu e vorba despre nunta lor. E vorba despre nunta mea cu o femeie. Nu se poate. Aici fost din cauza la bani. Noi nu mai vrut să săpăm fără bani. Și ținut pe Hasan lângă noi aici și de-aia pierdut nunta. Excelent! Păi atunci rămân eu să sap în locul vostru. Nu putem. Ne omoră Dan divorța și jefa Emma. Ne dă nana. Hai mă băieți, mă vă plătesc. Uite, eu vă dau și bani și rămân eu să sap în locul vostru, vreți? Domnul Gogu, legați din serii că face din serii. Mă băieți, nu glumesc. Uite, luați bani și lăsați-mă pe mine să sap în locul vostru acum și pentru totdeauna. Numai să nu mai ajung la nuntă. Așa. Da și mie, bă.